Bună dimineața și bun găsit! Dacă și tu vrei să fii programator, ei bine, acum este momentul tău. O platformă de învățare îți pune la dispoziție cele mai bune resurse, pregătire specializată, dar și cerințele din piața reală pentru a ajunge la potențialul tău maxim. Tot ce îți rămâne ție este să te autodepășești. Ne oferăm mai multe informații în acest sens Laur Neagu, fondator al proiectului. Bună dimineața, Laur! Bună, Bianca! Laur, în ce constă academia ta? Academia Te Fac Programator. Cred că e destul de simplu. Încă din nume se numește Te Fac Programator. Ce ne propunem este să aducem mai mulți profesioniști, specialiști în domeniul IT, care în momentul ăsta, în momentul de față, sunt în căutare, atât la nivel național, la nivel de București, cât și la nivel mondial. Sunt în căutare de toate firmele de IT, sunt în căutare de profesioniști în IT. Și ce ne propunem? Să luăm oameni care nu au o formare în domeniu, și timp de un an de zile să-i formăm ca la final să le oferim șansa să debuteze în acest domeniu. Timp de un an de zile vor explora ce cursuri? Vor trece prin multe. Programa noastră este împărțită în 4 module de câte 3 luni. Fiecare modul te învață o paradigmă de programare. Practic, primul modul este echivalentul liceului de informatică, să zic, programare procedurală, iar mai apoi încep modulele de specializare, programare orientată pe obiecte, modulul 2, programare web, modul 3, iar modul 4, baze de date, testare automată. Iar la sfârșit vor da un examen. Vor avea examene continue. Vor avea examen la fiecare 3 luni, vor avea câte un examen de trecere mai departe la următorul modul, iar începând cu modulul 3 vor avea deja interviuri în fața trainerilor noștri care simulează interacțiunea cu un intervievator real. Așadar, ei vor trece prin etape de interviu ca să aibă șanse cât mai mari la final să se angajeze. Asta este important de subliniat, ceea ce faceți voi și nu fac alții, de fapt, pentru că voi asigurați un loc de muncă apoi. Da, noi la finalul acestui an avem un lanț de firme partenere la nivel național, dar și din Europa, cu care colaborăm, atât pentru muncă remote, direct, în format online, sau muncă la sediile pe care le avem la firmele partenere. În același timp ați făcut foarte ușor de utilizat platforma. Tot ce trebuie să faci tu, cel care vrei să devii un programator, trebuie să apeși pe mă înscriu. În prima fază. Adică spune absolut, că este pasul cel mai ușor. În prima fază, da. Ei pot consulta în zona de cursuri pe care noi le avem. Modulul de început este cel de începător, modul 1, și practic dacă cineva vrea să înceapă mai târziu, să înceapă de la modulul 2 sau modulul 3, vor trebui să dea un examen de promovare ca să înceapă direct de la modul de programare web, să arate care o bază pe care noi o cerem. Altfel, pentru cineva care este complet nou, va trebui să înceapă cu primul modul și să o ia pas cu pas până la modulul 4, practic un an de zile. De-a lungul celor 2 ani și jumătate, aproape 3 ani de când am început, am avut reconversii cu oameni chiar de la teologie, cu preoți, cu oameni din marketing. Tocmai pentru că e un domeniu în plină dezvoltare, corect? Da. Îți trebuie totuși că tocmai de-a lungul acestui an îți dai seama dacă e pentru tine sau nu. Nu o să mințim că toată lumea poate face asta. În schimb, noi am creat un proces prin care încercăm să validezi și tu și noi că ești capabil să faci asta la final. Și te oprești când vrei tu. Mă opresc la modulul 1, băi, nu cred că e pentru mine. Mă opresc la modulul 2, nu e pentru mine. Și așa mai departe. Hai să oferim câteva exemple. Eu, de exemplu, lucrez în televiziune, dar poate vreau să devii programator, trec prin modulul 1. Ce regăsesc la modulul 1? La modulul 1 se face parte de programare procedurală și se învață limbajul C++, însemnând te învață bazele efective ale programării, a structura logic niște instrucțiuni pentru a rezolva o problemă. Input, am niște date de intrare până la output. Și practic aceasta este baza de care ai nevoie pentru a începe orice, pentru a începe apoi mai departe orice meserie de programator. Din istoricul pe care l-aveți deja pe platforma voastră, ce categorie de vârstă și-a arătat cel mai mult interesul să devină programator? Avem niște extreme foarte interesante, dar într-adevăr zona puternică pe care am observat-o până acum au reprezentat-o persoanele între 22 și 30 de ani. Aici, să zic, am avut puterea, corul cel mai puternic. Dar am avut mulți elevi de liceu, cărora le-a fost de folos pentru admiteri la facultăți de profil, matematică, informatică, automatică, calculatoare, electronică și alte facultăți de profil. Și în capătul celălalt am avut și avem și acum în curs persoane care sunt aproape de pensionare. Mulțumesc tare mult, Laur, și felicitări pentru proiect. Mersi și eu. Aici se încheie Trend IT. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pe curând!